precizează că în majoritatea statelor membre cetățenii mobili ai Uniunii sunt contribuabili la sistemul de protecție socială din țara gazdă, punderea celor ce beneficiază de asistență socială fiind redusă. De asemenea, opiniile legate de dezavantajele prezenței lucrătorilor mobili în alte state se infirmă. Potrivit studiului, acest flux de resurse de muncă, în cea mai mare parte, nu provine din rândul șomerilor sau a populației în vârstă de muncă inactivă. Celor care au o ocupație, accentuând deficitele structurale la nivel național. Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Codrin Scutaru. Din România pleacă de cele mai multe ori persoane cu o pregătire universitară sau post-universitară sau persoane cu o pregătire